Kong. Gorila predete. King Kong, predete. King Kong era, da. Doamne, da. Cum e asta, gorila predete, mă. Bă, ce bine e. Bun, o să vă rog să vă uitați la mine. Da. Și să faceți cu mine așa. Nu se înclinăm spre... plan! La fel mă întorc și la voi. Panau! 22,5 grade fix, nu mai mult, da? Sunteți gata? Uite ce s-a... Urmează planul înclinat. Doamnelor și domnilor, Săriți de pe Fix vă prezintă superproducția Au la doctor. În rolurile principale, Pauli Pate, domnul doctor, Anisia Gafton, balerina stresată, Alex Bogdan, pacientul problemă, George Ivașcu, o altă variantă a lui Pelicanu. Paul, ți-ai deschis de curând cabinetul în care faci gipsuri personalizate. Acum pregătești ultima idee, gipsul curcubeu. Doamne, bine, ce mă bucur, te pup, Ghimiș. Uite, mă, client vechi, bă, băiatule, mă, ce-mi plăc. Ai toate materialele, ligheanul special pentru amestecat, apă în bidon și mai multe nuanțe de acoarele. Doamne, abia aștept să duc mai departe invenția mea. Ia să pregătesc. Dă-le, dracului, că am altele. Nu trebuie așa multe, una și nu este suficient. Ca să eviți epuizarea, ți-ai creat un tratament cu niște vitamine foarte concentrate. Prepară-ți un cocktail. Ia uite, domnule, nici bine n-am venit și am obosit. Trebuie să iau ceva repede. O să am astăzi zi grea. Să avem energie. Cocktail. Băutura asta are efecte secundare. Îți tremură piciorul stâng. Mamă, ce tare! Ce m-a luat, bă, băiatule, bă! Mai rău. Devii și narcisist. Îți faci poze non-stop, te admir. Mamă, ce-mi place de mine! Frumosule! Mamă, ce frumos ești! Ia, Lucică, ia să facem una împreună! Ia mă de gând, Lucică, nu mă lăsa singur! Alex, intră, Val Vârtej! Oi de mine! Ai un comportament bizar și pierderi ale memoriei, da, de scurtă durată. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți? Intru pe scenă, sunt pacientul problemă. Aveți un ghimiș pe perete? Sigur că da, pacient vechi. Ultimul meu pacient? Nu știu unde a venit, că nu am pierdere de memorie. La doctor. La doctor, asta. Alex, se treci? Ai venit să-ți bagi ceva în gips. Vreau să-mi bag ceva în gips. Aveți preferințe sau e deja ceva? Nu-mi dau seama, că am plecat de acasă, știam vechi precis ce-mi bag în gips. Ce aveți? Ce s-a întâmplat? Nu e de la vitamine. Ok. Aș vrea să-mi bag în gips, nu știu, piciorul? Haideți, sigur că da, orice. Luați loc, vă rog. Stați să nu fie piciorul până la ora. Dacă stau să mă gândesc bine, că e mâna. Mâna, domnule, stați, veniți mai puțin. Nu e mâna, nu e mâna. Alex, ți-ai amintit. Ai venit să-ți bagi în gips nările. Am venit să-ți bag în gips nările. Nu, eu să ți le bag ție în gips. Nu, pe ale tale. Tu să mi le bagi mie în gips. Ca să nu mai sfore. Da. Ca să nu mai sfore. Sforele cumplit. Nu pot să stau. E îngrozitor. Nu pot să dorm. Doamne, am perfect. Da. Mulajul perfect. Mergeți aici. Așa. O secundă. Iertați-mă. O secundă, ia. Da. Ia. Atenție, stați un pic să... Vă rog. Facem bine, ăsta e mulaj. Vă rog. Nimeni nu mai face în lume mulaj ca al meu. Nu se poate așa ceva. Întinți acolo pe spate, haideți, domnul. Da. Așa. Bun. Dar ce pute așa? Bun. Mi-a intrat în loc, domnul doctor? Imediat, acum vă dau. Mai stau? Vă ajut. Acum, op. Domnul doctor? Da. Mai stau? Acum vă ajut, că știu că v-a intrat în ochi. Da. Nu de aici. Domnul doctor, ochiul meu, începe. Ochiul imediat face. Ce are, domnul doctor? Imediat. Acum. Vă rog, repede. Așa, un pic.
Mulțumesc. Cum e? Foarte bine. Anisia, ești balerină și te-ai accidentat la șnurul dinaintea premierei. La ce picior vrei tu? Oh. Să rămână? Bună ziua, bună ziua! Doamnă. Închide ușa, Anisia. Salvați-mă! E bine? E bine, e bine, da. A, bun. Am un picioruț care a fost sclintit. Mâine e marele eveniment la Scala din Milano și uite că acum s-a întâmplat nenorocirea. Vă rog, ajutați-mă! La ce scară stați, doamnă? Ce scară, doamnă? La Scala din Milano! Pun-o pe pat! Are scare? Lângă Alex, o consult! Vă rog frumos! Piciorul și tot? Țineți un pic și noastră! Aici este sclintit, doamne! Să rămână, nu știu ce este! Bună ziua, la fel ca pacientul dumneavoastră e sclintit! O secundă, imediat acum! Vai, doamne, nu știu ce să mă mai fac! Nu mai bine stați, nu, numai! Așa? Sunteți sigur? Da, doamnă, ăsta e mulaș! O, bine că ne suntem... Doamnă, doctor, bine că ne suntem într-un plan înclinat, ca așa zis! Bine că e drept! Așa și băgați! Cum e, domnișoară, vă simțiți mai bine? Nu știu dacă mă simt foarte bine, dar e celălalt picior! E la celălalt picior! Domnișoară, dar de ce nu mi-ați spus că e ce... Eu la celălalt voiam să vă pun, dar era... Vă rog frumos, nici măcar nu v-ați întrebat! De ce, doamnă, de ce dai? Ai dat-o mine? Te-am uitat. Doamne, nu știu ce să mă mai fac. Înfășurați, vă rog, cât mai repede. Mă ajutați un pic, vă rog? Stați așa? Alex, da. Așa. Îți place ideea asta cu gipsul colorat? Vrei și tu să-ți pună în gips gâtul ca să stai drept? Băgați doamne, alte culoare. Ce faceți dumneavoastră? E ceva extraordinar. Da. Ați putea să-mi faceți și mie gâtul în gips colorat? Să stau drept. Stați în fund aici. Așa, da, bine. Doamne. Dați un pic asta pe rog. Te întinzi acum pe podea înainte să spună gâtul și rogi pe cei doi să te tragă de mâini și de picioare ca să te întindă. Vezi, să mă trageți bine, să mă întind și după aia să-mi puneți gâtul în culori, da? Da, domnule. Așa. Doamnă, doamnă balerină? Da. Puteți să mă trageți, vă rog, de picioare, să mă întind? Ia să încercăm. Trageți. Ho, 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 ho. Haideți că v-am făcut. V-a pârâit și coloana, eu zic că e bine. Haideți mai repede. Anisia, pe tine te preocupă premiera de mâine. Încerci să găsești o soluție și repeți mișcările din spectacol, încercând să eviți piciorul accidentat. Deci eu sunt foarte stresată cu această premieră. Eu trebuie să îmi fac mișcările mele. Abia merg, sunt ca o căprioară rănită. Așa mă simt. Așa, și doi, și trei. Îți dai seama că ai nevoie de un partener. Îl rogi pe domnul doctor să-i țină locul. Deci nu pot să fac așa. Puteți să fiți partenerul meu de dans, de șnuri, de astea? Domnișoare, ziceți-mi ce să fac. Deci faceți plie, plie, și după aia gran plie. Plie și gran plie. Aruncați piciorul în sus, vă rog. Pe-al meu sau pe-al dumneavoastră? Pe-al dumneavoastră. Și încă o dată plie și gran plie. Și acum eu trebuie să mă arunc ca căprioara. În fața firului, că doar nu-mi fața în brațele mele. Haideți. Și plie, gran plie. Doamne ajută. Ce s-a întâmplat? Câți bani am dat pe culorile astea? Și? Ușor! E perfect! Intră și George. Are piciorul în orteză și nu stă locului de durere. Excelent, mai. Ne doare! Te doare! Te doare! Te așezi peste tot! Te ridici! Nu ai stare! Domnule, luați-vă câinele de aici, vă rog frumos! Aici e... Ușor cu Lucica, Lucica! Nu-i rupeți pe aia, Lucian! Paul, e pacientul tău! I-ai pus tu orteza aia de dimineață! Gata, mi-am adus aminte, pe asta eu am pus-o! A venit la tine după ce a furat mireasa de la o nuntă! Vezi ce e acolo, Paul! Stați așa! George, dintr-o dată, că te-ai văzut cu orteza scoasă, ți-a trecut orice durere. Nu mai e nimic. Minune! Încep să țopăi de bucurie, să alergi prin toată camera. Doamne! Unu, doi! Minune! Minune! Doamne! Merge! Doamne, vezi? Ce caut aici?
Anisia, îi înveți pe toți piruete. Deci sunteți fantastici! Vreau să vă învăț niște piruete, se poate? Și toată lumea, plie, grand plie, plie, grand plie și ne rotim. Si, di, so, si, di, fo.